O fotografie în care o fetiță în vârstă de doar 7 ani din Siria își protejează fratele mai mic sub dărâmăturile provocate de cutremurele care au lovit țara a impresionat o lume întreagă. Reprezentantul ONU, Mohammad Safa, cel care a distribuit fotografia pe Twitter, a anunțat că minorii au stat sub dărâmături timp de 17 ore. Fetița de 7 ani, care și-a ținut mâna pe capul fratelui ei pentru a-l proteja în timp ce au stat 17 ore sub dărâmături, a reușit în siguranță, a scris acesta. Fotografia i-a emoționat pe internauți. Mulți oameni au lăudat-o pe fată pentru gestul ei plin de compasiune. Se întâmplă minuni. Ce soră grozavă, l-a protejat cu dragoste într-o astfel de situație stresantă. Respect pentru toți salvatorii care lucrează necontenit. O, fie binecuvântată, dragostea și rezistența copiilor mă fac să plâng, a comentat altcineva. Wow, este un mic erou, a scris alt utilizator. Bilanțul provizoriu al cutremurelor care au zguduit Turcia și Siria a ajuns la peste 5.000 de morți și 10.000 de răniți. În Turcia au fost decretate 7 zile de doliu național, relatează știrile ProTV.ro.